Așa cum v-am promis data trecută, astăzi vom mai poposi puțin în Sardinia, a doua insulă ca dimensiune din Mediterană după Sicilia, vecină cu Corsica și situată între coasta de vest a Italiei și cea de est a Franței. Este insula care are peste 179 de plaje uimitoare, semnalizate pe hartă și multe altele pe care le-am descoperit întâmplător, pe lângă multe alte locuri pline de istorie. Departe de continent, este o combinație uimitoare de geografie și istorie, ceea ce face din Sardinia un loc cu adevărat autentic. Vă reamintesc că pentru a vă bucura la maxim de ce oferă această insulă, este nevoie de o mașină pe care puteți să o închiriați chiar de la aeroport. Călătoria noastră a pornit dinspre nord-vest, din Alghero. Orașul Alghero a fost sub ocupație spaniolă, catalană, între anii 1400 și 1700, iar influența este vizibilă în arhitectura centrului istoric numit Barceloneta sau Mica Barcelona. Străzile de aici au un aer catalan, iar locuitorii orașului vorbesc încă un dialect catalan. De aici am mers spre vârful Capo Cacica, lungul promontoriu cu stânci din calcar, în care marea a creat peșteri naturale. Cea mai vizitată atracție turistică din această zonă este Grota lui Neptun. Apoi ne-am continuat călătoria spre Castel Sardo, cu satul său medieval de pe deal. În partea de sus este un castel din secolul al XII-lea. Străzile înguste din jurul castelului se învârt abrupt pe deal, spărgându-se în trepte în cele mai abrupte puncte. Iar în dreptul ușilor este posibil să vedeți femei țesând coșuri cu desene complexe. Vederile din vârf se extind în ambele direcții de-a lungul coastei până în Corsica. Urmând coasta de nord, dinspre vest spre est, ne-am oprit la Isola Rossa, în regiunea Galura. Pentru fiecare popas trebuie să te abați de la șoseaua principală câțiva kilometri șerpuitori până la țărm. Dar de fiecare dată peisajul este diferit, unic, așa că merită efortul. De aici se vede un apus magnific printre stâncile roșiatice. Urmând drumul spre Santa Teresa Galura, am ratat coasta Paradiso și îmi pare rău. Am oprit însă la spiagea Rena Majora, cu dunele ei albe de nisip, cu stâncile ascuțite aruncate în mare. Următorul popas și unul dintre cele mai spectaculoase pe care l-am făcut datorită gazdelor noastre și nu a hărții, nu era semnalizat acolo, a fost Capo de Testa, cu stâncile înspăimântătoare și farul Salvator. Adevărul este că valurile de aici mi-au dat emoții serioase. Păstrați distanța față de ele, dar bucurați-vă de măreția și spectacolul naturii. Puteți face aici o drumeție circuit care va stârni cu siguranță imaginația la auzul mării învolburate. Cel puțin în luna aprilie, când am fost noi, marea părea descătușată. De la vârful Capo de Testa și până la orașul portuar Olbia, unde există un alt aeroport, se află unele dintre cele mai frumoase plaje ale lumii, așezate în golfuri crăpate spălate de o mare atât de verde și limpede, încât este cunoscută lumii sub numele de Coasta de Smarald. Nu departe de Capo de Testa, am descoperit un loc pe care l-am trecut în jurnalul meu cu multe inimi, adică superb, superb, superb de neratat. A fost Santa Teresa Galura. Farul, marea, florile roz, crucea, abruptul, mirosul, cred că reprezintă unul dintre cele mai frumoase locuri din lume. Urmând linia țărmului, am descoperit și două golfuri așezate față în față, separate doar de o fâșie de nisip, dar fiecare plajă cu specificul ei. Porto Polo și Sciumara de Liscia, cu dunele ei în bătaia vântului. A urmat regiunea Punta Sardagena, cu ascunsul Porto Rafael și casele albe cu arhitectura lor inconfundabilă. Iar apoi am ajuns în regiunea Palau și în orășelul cu același nume. Aici am descoperit un far desprins din poveste, la Porto Faro, dar și locul de unde pleacă feribotul spre arhipelagul La Maddalena, aflat la câțiva pași pe apă. Feriboturile părăsesc regulat micul port Palau pentru călătoria de o jumătate de oră până la Maddalena, singurul oraș din arhipelag, în strâmtoarea Bonifacio, între Sardinia și Corsica. Tot în această zonă, Palau, am avut bucuria unei panorame superbe asupra golfului pe drumul ce urca la Capo d'Orso, dar vă las pe dumneavoastră să descoperiți ce este cu acesta. Am avut parte și de o cazare spectaculoasă la Saline, și aceasta pentru că am fost în extra sezon și primii clienți din acel an. Merită reținut acest aspect. Sardinia este accesibil în extra sezon, din punctul meu de vedere.
În următoarele zile ne-am continuat explorările pe coasta de Smarald spre Olbia. Ne-am plimbat prin portul Canigione, cel mai modest oraș stațiune din regiune, golful Arzachena, din regiunea golfului Arzachena, apoi am văzut pregătirile care se făceau pentru sezonul ce urma în Poltucuato, Porto Cervo și Porto Rotondo. A fost interesant să descoperim tot felul de iahturi și nave. Nu vreau să vă spun prețurile. Eram ca la o mare expoziție. Porto Cervo este locul de joacă al milionarilor, capitala chic, unde mulțimea iubește să fie văzută. Este cea mai exclusivistă stațiune din Sardinia, care este vizitată în timpul lunilor de vară de actori și fotbaliști celebri. În apropiere se află și plaja care ne-a plăcut cel mai mult din ceea ce am văzut pe coasta de Smarald, Spiaggia del Principe. Mergând pe aleea ce cobora spre plajă și văzând culoarea nisipului, am crezut că este sare. Un nisip alb și o mare nespus de turcoaz. Un loc ireal de frumos. Da, pe acest pământ încă există locuri de o frumusețe rară, dar din păcate destul de exclusiviste. Mai departe, spre sud, zona de coastă din jurul golfului Diorsei este absolut neatinsă. Sunt plaje ce se întind pe kilometri întregi, cu dune înalte de nisip alb și formațiuni stâncoase sculptate de vânt și valuri, unde singurele sunete pe care le putem auzi sunt făcute de valurile mării, marea de un verde și albastru. Din Olbia, mai departe, visăm la o viitoare călătorie, probabil tot extrasezon pentru a ne putea bucura și de prețuri accesibile. Păcat că în multe locuri pe care Dumnezeu le-a desenat atât de frumos, oamenii au pus monopolul, transformându-le în jucăriile lor scumpe.